Bun găsit, oameni buni! 30 august 2023. În sfârșit am scăpat de caniculă. A plouat masiv, masiv aici la pădure, pentru că văd inclusiv băltoace. Dacă țineți minte, voi anul trecut pământul era crăpat, crăpat, crăpat. Uite, a scăzut temperatura la 18 grade. Aici vedem niște lupe albinelor care dau târcoale. S-au retras bărbile. S-au retras numai la stupii de lemn. Mai vedem noi ceva bărbițe. În rest, numai. Membrii canalului au văzut ieri, am postat un film cu o familie care a fugit din ladă. A fugit, a stat în pom și dus a fost. Și am căutat cauza. Eu nu vin cu bazaconii de alea, că roire în august, chestii de genul ăsta, roire liniștit, au zis bazaconii. Ei, bineînțeles că cauza a fost boala, respectiv celebra boală, puietul văros. Deci, în primul rând, ce putem constata? Colonia, acum că o fi fost și un fortișac liniștit, nu mai știu, dar uitați și voi ramele ce am găsit în urmă. De, practic, puiet, atât am găsit. Ea, ce e ceva? Nu. Deci, ăsta iasă de... A, și uite, și câteva albine aici care mai sunt. Dar, bineînțeles, nu-și mai au niciun rost. Ei, dragilor, ce pot să vă spun? Ăsta e un stup care a avut puiet văros. Uite, se vede aici. Am pus diagnosticul ăsta pentru că am văzut o celulă. Stați ca să... Uite, vedeți pufarina? Aici am descăpăcit larve, știți de ce? Să caut, să văd dacă are varoa. Nu am găsit absolut nicio varoa. Că mă interesa să văd dacă are varoa. Că acum se vede, da, uite, în schimb, uite, da, uite larva căpăcită, ce vă spuneam? O pufarină căpăcită. Ia. Vedeți? Deci v-am spus, larva la puietul văros moare în celulă. Deci, oameni buni, la familia asta cel puțin, nu vreau să generalizez, cauza de a plecat familia, a părăsit lada, a fost ascosferoza. Ei, trebuia mie să am o... Ia uite, și aici am găsit-o. Ia uite. O, de-aia o larvă moartă căpăcită. Deci ascosferoză. Cauza a fost ascosferoză. Când mai vedeți specialiști în apicultură, că se laudă că le răiesc stupii prin luna august, știți că nu roiește, că e o regină tânără. Ia uite-l cum atacă. Dar s-a băgat albina repede în stup. Ia uite, rapida, albina e mai rapidă ca el. Ia uite-l nenorocit. Ia uite-l nenorocitul. Ia uite. Ia uite-l. A fugit, fie? A luat-o. A furat-o. Hai, du-te și bagă, încep de acolo. Încep de acolo. Ți-ai dus căldarea? Ia-o de aceea de lângă stupul alb. Mă, disperat. N-am ce fai, ăsta e măcinat, îi spun de acum. Creier măcinat, în sfârșit. A luat albina, ați văzut? Bă, jigod, acum a furat albina de sub nasul meu. Da, dragilor. Deci, am mai rămas 5 albine pe ramă. Ia uite, ne vizitează și o vespe, dar asta e inofensivă. Doamne. Asta este treaba, da? Cauza clară, această ramă, bineînțeles,
Stai să scutura binele astea. Gata, asta este scrusă din la foc cu ea. Nu avem ce. Nu lucrăm, nu avem milă. Băgăm la mașină. Am venit că am făcut și noi niște pungi de astea cu... Am spălat căpăceala. N-am mai stat să scot mirea din căpăceală. La ce preț are mirea? Chiar nu mai are niciun rost. Dăm miericica de acum, o dăm înapoi la albine. Bine, asta trebuia să o dau, că am spălat-o. Da, da, dragilor. Deci, uite, n-am arenic acum. Vine și dă câte o pungă cu sirop de ăsta. Am pus, să știți că am pus și o țâră de protofil în el. Așa. A, ia să mă duc să mă uit la el alții, unde a dat prima dată, dacă l-au mâncat. Bravo. Bravo, bravo. Da, fraților. Asta e, ne luptăm cu lupul albinelor, că ne... Iar tu în afară. Asta e aici, bă, că... Aici, pe aici. Aici trebuie să dau. A, dar pot să dau și... Ia să vedem noi. Ia uite, bă, a roșit punga. Mă, au roșit punga. Au ros. Ia, la ăștia le-a fi pus. Că avea unde să le pună. Dacă nu le dau eu câte o pungă. Ia uite. Ia uite, mă, ce-au mâncat-o. Că de-aia v-am spus, nu pun aici sirop. De la că aș murdări compartimentul ăsta. Asta e compartiment în un compartiment foarte, foarte bun. Dar vedeți și voi ce bine preia siropul de miere. Da. Ia să vedem. Oho. A preluat foarte, foarte bine. Gol, ma. Gol. Bine, acum dacă se răcește vremea, o să venim și noi să ne luăm caturile. Numai s-a terminat. Ăsta e o stupă care trebuia să-l reformez. Mamă, nu i-a pus catul ca lumea. Uite, sărăcile. Ăsta a fost un cat pe care mi l-au atacat șoareci astea iarnă. Dar a ieșit în primăvară cu Regina. Da. Aici trebuie să-l deschid ca să punem. A, uite, am mâncat și ăsta pungulița. Hai, fetele, hai. Gata, lăsăm acum să plece albinele la loc. Nu mai pun cap acum momentan. Da, deci de nevoie dăm și sirop de miere. Ah, uite, e vodia. Gata. Uitați cum se formează semințele de acum. Au trecut. Da. Au ras tot spungile. I-am rezolvat. Da, uite. Aici e negligența lor. Când au dat punga, nu au pus... Asta e... N-are nimic la asta. Și uitați-vă și voi. Dar o să vin cu fum. În rest, treaba este bună la stupina. Trebuie să vin să încep să adun după aici. Avem multe de adunat, da. Deci v-am arătat. Dacă ia acum o colonie să-și părăsească habitatul, ați înțeles, nu o face baza corii. Ați văzut. Arătăm că asta ne-a zis Costin, să arătăm și situații
neplăcut în stupid. Da. Gata. Asta e situația. Ați văzut, se mai întâmplă și de asta. Data. Nici o problemă. A, ce vreau să vă mai arăt încă ceva. Așa. Încă un lup al albinului a apăruse. Uite, ăsta a început să-și reducă barba. Aici nu mai e unită barba. Ia uite. Da, ăsta e de prăsilă pentru anul următor. Pentru anul ce vine. Da, uite și aici mai am o carnică slăbuță. În ghilimele, ca așa, haterii. Și că, vai, ce slab e, slab, slab, slab. Ia să, ia, poate dau și lui o pungă, dacă tot îl deschid. Ia, mă, să-i aducem o pungă. Chiar așa, o mănâncă, o mâncau. A, eram să zic, bă, le-a luat Marian pe toți. Deci, de acum, asta, nici eu nu mai stau să mai recuperez multă miere. Gata. Se termin. La prețul ăsta al mierei, gata, o facem sirop și o dăm la albine. Așa. Deci aici am un litru de sirop. Perfect a intrat. Deci o pungă, un litru de sirop, a intrat perfect. Da. Asta e, știu că o să-mi iau hate mult. Sunt cel care am spus să nu dă miere la albine. Dar dacă mierea costă aproape cât zahărul, ce rost mai are? Eu o să o dau sub 30 de lei kilo? Nu o dau. Eu știu ce miere fac aici la pădure. Am fost întrerupt de vreo două ori de telefon. Dar asta e. Ei, oameni buni, exact, trebuie să prezentăm apicultura în splendoarea ei, și cu bune și cu rele. Da? Deci, uite. Dar mie nu pare rău, că ce se întâmplă? Important e ca anul rata de mulțire să fie mai mare ca rata de pierdere. Asta e toată șmecherea. Și așa nu vreau să mai dau mult înainte, pentru că nu se mai merită. Nu mai e așa profitabilă apicultura. Oricum, sâmbătă voi fi la Târgul Apicol de la București. Mă veți găsi în jurul stand, pe la Nea Buzila, la mitică Buzila, unde scrie acolo bunătăți din Bucovina sau mire din Bucovina. Mă găsiți acolo la stand. Așa, vin și eu cu niște produse de Buzău, etc., etc. Aute, prune, mânca, vașochi. Mamă. Aute, prunica, asta-i, vedeți, asta-i prună de țuică, da? Nu goangele alea de corcodușe. Nu mare, că n-aveai tu, vrei să spargi pungile, să le pui în hrănitoare. Da. Da, dragilor, cam asta e. Mergem înainte. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că vă abonați în număr consistent la canalul meu. Că dați acolo un leiculeț ca să meargă și andrama asta înainte. Ca în continuare filme din pădurea asta splendidă. Abia aștept să vină și rândul la vatra asta, la renovat. Să iasă ceva frumos. Merge, încet, încet. Îi dăm înainte și... Ia uite, să rup pruni. Mamă, mamă, mamă. Uite, ăștia sunt roieri pe acolo. N-am umblat niciodată, nu știu de ce i-am făcut. I-am adus, le-au pus caturi și sănătate, cam atât. Oameni buni. Nu-mi rămâne decât să vă spun numai bine, sănătate, fericire, ținem legătura!